Există impresia asta că e bine să sari la bătaie, să zic așa, între ghilimele, ca să iei presiunea de pe umerii jucătorilor. Am auzit de multe ori declarația asta de la Mihai Stoica, de exemplu. Sunt împământenite o grămadă de modele în fotbalul din România și totuși din lună în lună ne întrebăm de ce suntem atât de jos. Și probabil, dacă stăm să ne uităm profund, vom vedea care sunt motivele pentru care suntem atât de jos. Începând din 2003-2004, noi nu am mai contat la nivel internațional, sau sporadic am mai făcut câte un rezultat, pentru că cei de afară sunt în continuă schimbare, adică ei au înțeles că singura constantă e schimbarea și au adaptat metodologii și metode de a deveni mai buni. Pe când noi am rămas în fotbalul românesc în același sistem, cumva mie mi se pare că de 15-20 de ani aceiași oameni se învârt în fotbalul românesc și ocupă poziții de decizie și de putere și de, cum îi spun, au capacitatea de a transmite informații către public fiind vector de imagini. Și tot ei se întreabă de ce nu mai avem rezultate. În condițiile astea în care ne învârtim ca într-o horă românească, așa, ar fi bună o influență străină, un manager străin de prin vest, un antrenor străin? Nu neapărat asta. Eu cred că trebuie respectate niște reguli generale. Atâta timp cât există niște cursuri pentru formarea unor oameni în puncte cheie în organizarea unui club, cum ar fi team managerul, directorul sportiv, președintele, directorul executiv sau oricare altul, cursuri pe care, nu știu, să le organizeze federația, să fie organizate la nivel de UEFA, pe care să le urmeze oamenii din România și după aceea oamenii care au făcut aceste sacrificii, care au fost și au învățat aceste lucruri, să fie, să aibă și posibilitatea să fie niște poziții în cluburile din România, cred că ușor, ușor schimbarea se va produce. Din ce ați mai spus până acum, înțeleg că rămâneți pe mâna lui Burcă. Da? Ca și antrenor. Ca antrenor. Ce contract mai are Ovidiu Burcă? Sau vă gândiți să îl prelungiți? Da, nu cred că asta e problema. Apropo de Ovidiu, eu sunt prieten cu el de vreo 12 ani. Și pentru mine cea mai mare bucurie este că eu îl văd pe Ovidiu după mult timp foarte liniștit și foarte sigur pe ceea ce face. El și-a găsit zona în care se simte împlinit și zona asta este antrenoratul. El a mai avut alte căutări apropo de zone de evoluție în fotbal și nu era atât de sigur dacă îi place sau este pentru el ceea ce face. În momentul ăsta, cea mai mare realizare a lui este că este absolut sigur pe ceea ce face și acest lucru îi creează o valoare în plus față de evoluția antrenorilor din generația lui. Cumva el îmbină experiența de fotbalist, care e o expertiză practică și foarte importantă, cu experiența unor cursuri teoretice care să-i dea valoare și să-i poată să-i potențeze experiența practică. Deci Burcă rămâne, cel puțin, în momentul ăsta. Spuneți că aveți și o relație. Dar nici nu s-a pus problema vreodată. Deci... Stați puțin, că vorbim de fotbal românesc. Sunt cluburi care schimbă 5 antrenori în 6 luni. Corect, dar tot în fotbalul românesc, cea mai sigură metodă de a ajunge într-o criză și mai mare este să iei decizii de schimbare în criză. Dacă vă uitați statistic, în 80-90% din momentele în care anumite cluburi ajung în criză și ajung să schimbe, să facă, să vină cineva care spune că de mâine așa, pe ansamblu, pe termen mediu, ele ajung într-o criză și mai mare. Bun, rămâneți pe Arcul de Triumf în continuare? Noi ne dorim ca toate meciurile să le disputăm acolo. Mie mi se pare că este o zonă extraordinară. Stadionul are o experiență foarte frumoasă, cred că suporterii apreciază acest lucru. Dar mai bună zona Bucureștiului, de fapt. Dar și stadionul, în principiu, oferă o experiență foarte frumoasă de meci. Este important însă că federațiile naționale au întâietate cu privire la calendarul competițional. Ești Federația de Rugby, prima, și apoi Federația Română de Fotbal, da? Și voi aveți opțiunea a treia, practic. Da, noi avem o opțiune legată de calendarele sportive ale acestor două federații și încercăm să găsim flexibilitate cu toți partenerii noștri și cred că o să reușim acest lucru. Adică, în cazul în care îi urmești de rugby, să programați meciul lui Dinamo a doua zi sau... A treia zi. Sau a treia zi sau... Ok. Cât costă un meci jucat pe Arcul de Triumf?
Sunt chestiuni administrative care nu și-au rost într-o dezbatere de genul ăsta, pentru că, în primul rând, e o chestie de confidențialitate a contractului cu Arcul de Triumf, e o zonă în care noi trebuie să ne descurcăm foarte bine și să gestionăm această situație, deci... Bine, asta nu că ar fi vreun secret, că e în jur de 20.000, au mai apărut sumele prin presă. Mă interesa dacă e ok pentru bugetul pe care îl aveți acum, nu cumva e un cost prea mare? Eu cred că experiența pe care o oferă Arcul de Triumf suporterului dinamovist merită la momentul ăsta orice sacrificiu. Vă spun că a fost o supărare în rândul suporterilor la ultimul meci pe Arcul de Triumf. În momentul în care o minge a aterizat în tribună, crainicul a intervenit și a spus ceva de genul, da, dați mingea înapoi, că și așa n-avem bani. A spus, vă rugăm, datorită situației precare a clubului, să înapoiați mingea. Așa. Este o inițiativă personală. A crainicului, da? A crainicului. Am avut o discuție. Ce mai putem face la momentul ăsta? Mă gândesc că doar nu i-ați dat imediat un bilețel, citește asta, că așa vrem noi. Lumea s-a întrebat, domnule, dacă avem bani sau nu avem bani? Că au venit noi investitori. Cum stăm până la urmă? Cred că Eugen a mai explicat lucrul ăsta și l-am punctat și eu și cred că și Vlad l-a punctat. Cel mai important este nu câți bani avem, ci ce reușim să facem cu banii aia. Noi am spus de la început că primele noastre obiective sunt modificarea de plan, obținerea licenței și reorganizarea administrativă. Se lucrează, noi suntem într-un proces acum, adică lucrurile nu se pot vedea peste noapte, ca aceste puncte să fie atinse. Și din momentul ăla lumea își va da seama că se pot eficientiza procese și cu banii care sunt absolut necesari se pot rezolva probleme. Nu contează, revin la ideea de dinainte și camionul ăla de bani de care vorbea Eugen, dacă se trântește mâine în fața clubului Dinamo, nu înseamnă că s-a rezolvat problema, atâta timp cât sistemul nu se schimbă. Poate rezolvă suporterii dacă le dați un camion de bani. Nu știu, noi avem o relație foarte bună cu suporterii prin asociația pe care o au ei. Am mai auzit tot felul de tendințe de a spune că ei se vor implica, că ei vor pune presiune. Mie mi se pare că atât reprezentanții lor, cât și suporterii în general știu să distingă între interesul personal și interesul clubului. Și poate din ultima perioadă suntem pentru prima dată aliniați cu toții și înțelegem că interesul clubului e cel mai important. Mă gândesc că acum, până la finalul sezonului, nu vom vedea niște schimbări nu vom avea niște schimbări vizibile la Dinamo, dar din vară posibil să vedem, nu știu, un nou echipament, un nou sponsor tehnic, un nou sponsor pe tricou. Am spus-o asta, am fost într-o emisiune cu mai mulți suporteri dinamoști, era o emisiune dedicată lor. Și am spus asta, actualul contract cu sponsorul tehnic este unul defavorabil lui Dinamo. Este unul care este gestionat datorită experienței anterioare pe care Macron a avut-o cu clubul și la momentul ăsta nu poate să ducă în nicio situație benefică pentru club. Și din punctul ăsta de vedere ne dorim să normalizăm această situație sau să găsim o altă soluție, pentru că contractul care este în momentul ăsta în vigoare nu poate să producă beneficii nici lui Macron și nici lui Dinamo.